I want to continue some ideas presented by Mrs. Monica Tatoro, especially concerning the necessity to change mentality. And in my opinion, the key word for the project Habitat for Humanity is not only money or labor, but especially dignity and friendship. Because in the core of this project is the idea to keep and develop the dignity of people in the need. Let me to continue in my motherland, Romanian, for assistance. Am participat la câteva ediții ale acestui proiect Habitat for Humanity. Case pentru oameni și special pentru oamenii în nevoie. I participated to a few editions of Habitat for Humanity projects serving people in need. M-a atras pentru acest proiect. Nu atât consider că sunt reprezentativ banii. Banii sunt importanți atunci când vin de la sponsor. Dar banii uneori pot să reprezinte un alt câștig, un alt profit pentru publicitate. Sigur că munca este importantă, dar munca poate să fie și umilitoare. Munca poate să fie umilitoare când este prost plătită și chiar munca voluntară poate să fie umilitoare și în cariera și în experiența mea de profesor la universitate, numeroși ani, aproape peste un deceniu, mergeam cu studenții să lucrăm la stinsul recoltei. Noi lucram în câmp și țăranii stăteau la crâșmă și după aceea râdeau de noi. Deci, practic, noi le strângeam recolta lor și ei râdeau de noi. Această imagine este adânc înfiptă pe creierile noastre și rar, greu pot să uit această umilință a muncii pentru niște oameni care, pentru care muncești și își băteau joc de tine. Let me say that what I was attracted with by this Ministry of Habitat for Humanity was a few things. You know, it wasn't, I didn't join because it's an exciting project with a lot of sponsors and maybe sometimes a lot of funds involved. It wasn't for the PR that relates to sponsors or myself or anybody else. But I wanted to look at, or I looked at it from the labor, from the work's perspective. Sometimes labor, work can be humiliating. Humiliating by being, you know, badly paid. The laborers are inappropriately, extremely low paid. That's number one. And number two, even volunteer labor could be humiliating. You may be surprised, but in my history, the Mr. President says during communism, there was a forced labor. Me as a university professor, I had to take students to clean or harvest the fields, etc. And it was a push, and it was an experience. Although called volunteer labor by those terms and regime, it was still humiliating. Ce am înțeles eu la acest proiect? Că a fost, este extrem de important. Faptul că oamenii care beneficiază de aceste case muncesc alături de cei care le ridică. Deci ei participă prin munca lor. Și al doilea rând, ei plătesc, sigur în timp, sigur puțin, dar plătesc ceva pentru această casă. Și aceasta reprezintă, de fapt, demnitatea. Demnitatea unui om care nu așteaptă pomană de la alții, pentru că totdeauna, indiferent cât de bine îi face unui om, dacă nu mai îi dai, este și o umilință acolo. Atunci când el muncește și el pentru propria lui casă atâta cât poate, omul se simte demn. Și atunci când în timp există o formulă de a plăti ceva pentru această casă, el devine proprietar și nu este numai beneficiarul unui
unei pomeni într-un fel care care îi se face. So what I've seen extremely valuable indeed. În sfârșit am spus un alt cuvânt cheie este prietenie. Această relație care se stabilește între oameni care muncesc împreună, dar muncesc împreună pentru că au un ideal comun, au o idee comună și doresc să facă ceva nu singur și împreună. Acesta este de fapt sensul prieteniei și aceasta este ceea ce acest proiect Habitat for Humanity oferă și celor care lucrează. Și asta explică lunga lui longevitatea acestui proiect și faptul că cei care au lucrat odată pentru acest proiect rămân prieteni pentru toată viața. Mulțumesc.